Într-adevăr, avem acest raport al Băncii Mondiale făcut de către experții și evaluează riscul pe care l-am avea pentru implementarea proiectelor din PNRR. Sigur că a fost discutat și este în curs discuția aceasta cu reprezentanții Comisiei Europene, să vedem câte se vor valida din acele sume, 6 miliarde de euro. E un buget imens, nu știu cât se va valida și cât va rămâne în final, depinde de coordonatorii de reformă și noi, cum vom duce discuțiile în negociere cu Comisia Europeană. Dar se făcea referire la metroul din Cluj, la cele 27 de spitale și de reîmpăduire. Ce se întâmplă? Toate proiectele de infrastructură, de transport, sunt cu risc. Nu există proiecte de infrastructură care sunt pe termen lung fără risc. Dar dacă nu ne asumăm aceste riscuri, asta înseamnă că pierdem tot bugetul României alocat pentru proiecte de infrastructură, ferească Dumnezeu, deci nu suntem în această situație și, repet, să vedem cât se validează cu reprezentanții Comisiei Europene, cu coordonatorii de reformă. Ca om care am lucrat în domeniul acesta al proiectelor de infrastructură de transport, spun că nu există proiect de infrastructură fără risc. Mulțumesc!